Salut! Ne aflăm în data de 16 noiembrie. Avem 16 grade afară. Astăzi am venit până la stup să văd cum se prezintă. Albinele zboară, dar au un zbor slăbuț, adică la temperatura de 16 grade mă așteptam să văd mai mult mișcare, dar nu, ele stau liniștite. De umblat la ele nu are rost să umblu, pentru că nu-i necesar. Aici la noi în zonă au fost niște vânturi destul de puternice în zilele trecute. Am vrut să văd dacă toți stupii sunt în regulă, dacă nu s-a întâmplat ceva la grătare, la urdinișuri, dacă nu au rămas blocate, dar totul e în regulă. Oricum, stupina e supravegheată 24 din 24 de ore video. Ce să zic? Acum, în ultima perioadă, nu știu dacă am vorbit în videourile mele despre depopulări. Să știți că e o problemă destul de mare, cu care se confruntă foarte mulți apicultori aici la mine în zonă, cu depopulările, mă refer la depopulările din cauza păduchelui. Tratamentele, cum fiecare le face, cum consideră și cum a învățat și cum crede că e mai bine. Dar să știți că păduchele e responsabil în proporție, zic eu, de 80% din cauza depopulării stupilor și mai ales în perioada de toamnă. Pentru că, asemenea păduchelui, dacă există un an când e o invazie mare de păduchi, stupii au foarte mult de suferit. De exemplu, cărăbușii sau gândacul de Colorado, odată la 3-4 ani există o invazie foarte mare. Exact același lucru se întâmplă și la păduchea. Dacă, de exemplu, am tratat stupii anul trecut bine, următorul an nu o să avem probleme. Bineînțeles, asta ținând cont de faptul că stupii trebuie să tratați regulat. Dacă în perioada de primăvară nu au fost tratați, trece perioada lunii, de fapt nu perioada lunii, perioada după salcâm, nu li s-a făcut tratament. Ajungem în perioada de vară, când tratăm atunci. Și de obicei cam în luna august tratează cei mai mulți. August, după ce extrag ultima miere. De multe ori e prea târziu atunci, pentru că rămâne albina care va ierna. Și aceasta, nefiind tratată în restul anului, va fi afectată de varoa și va intra slăbită în iarnă. Și o să ne trezim că în septembrie vom tot scoate rame din stup. Vom scoate o dată, două, patru și tot așa până ne vom trezi că stupii vor rămâne pe 3-4 rame. Și chiar dacă am făcut tratamentele în august și tratamentele de toamnă în lipsa puietului. Pentru că păduchele s-au mulțit excesiv de mult. Și noi dacă nu le-am făcut din timp tratamentele, atunci în august și în octombrie în lipsa puietului, de obicei, să știți că e prea puțin. Lucru care l-am observat și la mine în anii anteriori. Și am avut o discuție cu un stupar foarte, foarte bun și cu multă experiență de aici, de la noi din zonă, la care e o tradiție la el în familie stupăritul, a fost preluată de la părinți, și are o foarte mare experiență în acest domeniu. Și am discutat mult problema depopulărilor. Și am ajuns la concluzia care v-am spus-o și dumneavoastră în acest video.
E foarte important stupii să fie tratați. Tratamentele de primăvară, foarte importante, și cele după salpin. Pentru că noi nu ne dăm seama, dar stupii, atunci, ei sunt o continuă dezvoltare începând de primăvara. Și nu o să ne dăm seama, o să zicem, nu am probleme, stupii sănătoși. E sănătoși pentru că matca depune ouă și nu se vede de populare atunci. Se vede de populare în toamnă. Atunci ne dăm seama dacă o poți tratați sau nu poți tratați cu probleme. Mie îmi place să fac tratamentele, chiar dacă unii spun că nu e necesar, pentru că e păcat să dăm la albin atâta fum, atâta, să-l lăsăm cât mai natural. Dar vă spun că e o cauză foarte mare din cauza căreia să ajunge să ne trezim în primăvară că avem familii foarte slabe. Cam atât am vrut să vă spun în acest video. Până data viitoare vă urez numai bine!